Cupa Eroilor, conform regulamentului care au primit toate echipele. În total participă 12 echipe de la zona de nord și, două echipe din zona de centru, Căușeni și Eloveni. Tindem ca acest turneu să fie republican. Tot așa vine turneu să petrece pe zona de centru sud și spre toamnă să facem campionat. Eu cred că se bucură foarte mult și eroii care nu sunt pentru noi, care și-au sacrificat viața sau cei care au fost alături de noi în momentele cele mai dificile. Nu întâmplător și Cupa este Cupa Eroilor. Astăzi țara are nevoie, de exemplu, dumneavoastră. Are nevoie de educație patriotică. Are nevoie de inspirație pentru ca să construiască democrația pe care ne-o dorim. Într-adevăr, are nevoie de eroi care au stat la baza acestui stat. Are nevoie de eroi care și-au sacrificat viața și care, în continuare, necătând la toate greutățile, necătând la toate problemele, știe să fie împreună, știu să fie vioi, știu să fie energizați și de asta vreau să doresc participanților succes la această cupă, iar noi tuturor un spectacol frumos. Dar întotdeauna să avem memoria celor care au căzut și memoria celor care au luptat. În primul rând îmi permiteți, stimați camarazi, vă salut aici la Bălți și să vă doresc ca acest campionat, această Cupa Eroilor să fie și o posibilitate de a vă întâlni, de a discuta, de a vă aduce aminte de timpurile nu chiar bune care le-am trecut noi toți. Într-adevăr, cum a spus și domnul ministru Recean, țara are nevoie de eroi. Dumneavoastră ați arătat prin viață că sunteți aceia, dumneavoastră ați arătat că noi putem lupta pentru ceea ce ne este scump. Putem și, așa cum scrie în jurământul militar, apăra chiar și cu prețul vieții noastre ceea ce este mai scump pentru fiecare din noi, pământul nostru strămoșesc. Astăzi, practic, dumneavoastră dați start la nivel republican acelor acțiuni de comemorare a acțiunilor anului 92, acelui război împotriva țării noastre. Vreau să doresc acestei cupe a eroilor continuitate pe viitor. Îmi aduc aminte în an, aici, când era prima ediție, da? Ne spuneam că poate vom avea posibilitatea să o facem și anul viitor. După cum vedeți, dacă este dorință, dacă este o organizare la nivelul cuvenit, totul se realizează. De aceea, în ceea ce ține de Cupa Eroilor, vreau să doresc continuitate pe mulți, mulți ani și nu numai la Bălți, dar în dimensiune republicană. Mă bucură faptul că și anul acesta, ca și anul trecut, în cooperare cu Ministerul Tineretului, cât și organizația dumneavoastră care o reprezentați, am contribuit și noi, Ministerul Apărării, la organizarea acestei cupe. Vreau să știți că eu personal, de asemenea ca combatant, participant la acel război, mereu voi fi alături, mereu voi contribui și nu contează, fiind în funcție de ministru al apărării, fiind în altă funcție sau fiind fără de funcție. Fiindcă acea lupte sau acele lupte care ne-au legat pe noi trebuie să ne menține și să nu ne dezbine nimeni, nimic și niciodată. Doar așa noi vom ajunge la biruința idealilor pentru care am luptat. Mulți au încercat să ne dezbine, la mulți le-a reușit aceasta, mulți încă vor încerca, dar depinde de noi cum vom merge și ce vom face.
Și în viață fix așa, ca și pe cortul de fotbal de astăzi, să câștige cel mai puternic, dar cel mai important, să câștige prietenia între noi. Și fix așa cum acest turneu, cum această cupă ne-a strâns practic din toată Republica, fix așa să ne strângă și Uniunea din care noi toți facem parte pentru a ne proteja, pentru a ne promova interesele noastre sociale. Încă o dată felicitări la toți, felicitări la organizatori. Doresc să accentuez la final că pe parcursul anului am desfășurat o amplă activitate, cred că n-ar fi rușin să o spun militar-patriotică, împreună cu foarte mulți din dumneavoastră. Tineretul trebuie să știe istoria sa din spusele dumneavoastră, în primul rând, istoria recentă. Fiindcă timpul va veni când nu o să aibă cine le spune și atunci ei se vor întoarce la cărți care tot dumneavoastră trebuie să le scriți. Sau noi trebuie să le scriu, să le scrim. De aceea, atâta timp cât mai putem duce cuvântul nostru către tineret, trebuie să o facem. Și mulți am făcut-o. Luând în considerație această activitate, îmi permiteți din partea Ministerului Apărării, Colegiului Militar, să aduc sincer mulțumiri, recunoștință și totodată să fie adusă la cunoștință Ordinul Ministrului Apărării cu privire la stimularea unor participanți la războiul din 1992, totodată care s-au arătat activ pe parcursul anului trecut în această activitate militar-patriotică și care au fost înaintați pentru distincții de către organizațiile primare a veteranilor. Vă rog. Ordinul Ministrului Apărării Republicii Moldova cu privire la declararea cu distincții militare ale Armatei Naționale pentru merite deosebite manifestate în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, distingere deosebită în serviciu combativ și de alarmă, precum și aportul adus la educația tinerii generații în spirit de patriotism, devotament și dragoste față de patrie. Ordon! Se decorează cu distincții militare ale Armatei Naționale după cum urmează. Medalia în slujba patriei gradul 1. Bacalâm Igor, Dodiță Valeriu. Малик Валерьев. Корраро Константин. Присак Раду. Решетник Владимир. Ролян. Într-adevăr, țara are nevoie de eroi. Noi, detașamentul nostru, venim și noi cu un mic suport și aport pentru această campanie, un set de mingi pentru fotbal și cu suportul organizației noastre și Federației de Fotbal a Moldovei, cu comisia organizatorii și sportivă. Vreau să vă asigur de susținerea Ministerului Afacerilor Interne, așa cum putem, cu ceea ce putem, dar întotdeauna o să susținem efortul de consolidare a veteranilor. Am spus-o și acum, cred că o oră în urmă, când ne-am văzut la deschiderea cupei,
Țara asta are nevoie de eroi. Generația tânără care vine din urmă are nevoie să comunice cu dumneavoastră. Are nevoie să știe despre greutățile prin care a trecut țara ca să devină o națiune. Are nevoie să știe că sunt oameni curajoși. Sunt oameni care știu să-și apere patria, știu să-și sacrifice viața. Sarcina noastră, a celor care conducem ministere, departamente și așa mai departe, este să creăm condiții unde dumneavoastră personal, cei apropiați dumneavoastră, să puteți să vă simțiți bine acasă, să puteți să vă manifestați și, cum zicea și ministrul Marinuță mai devreme, să puteți să fiți în contact permanent cu generația tânără. Atâta cât puteți. Atâta cât sunteți cu noi. Și întotdeauna să purtăm memoria celor care nu mai sunt, dar celor care veghează cum noi ne purtăm, ce facem, cum propagăm mesajul nostru. Și după cum am spus, cum educăm generația tânără. Eu am tot unul mai mititel așa și întotdeauna asta mă străduie, să le cultivăm educația patriotică și mai bine ca dumneavoastră nu poate să facă absolut nimeni. Vă felicit cu ocazia celui de-al doilea congres, doresc congresului lucrări bune, o lucrare reușită și iarăși, efortul Uniunii să fie într-adevăr, să organizeze și să consolideze absolut toți veteranii. Vă mulțumesc! Succes! Activitatea noastră propriu-zisă Uniunii a demarat la adunarea generală a combatanților din 25 martie 2001, uneori la Congresul 1, la care au participat combatanții din toată Republica și au fost puse temelia Uniunii și principiile activității. În condiții deloc ușoare, noi am început activitatea, unde au fost trasate sarcinile primordiale, că în anul 1992 nu a fost conflict, ci a fost război. Participanții la luptele pentru independența țării și integritatea ei teritoriale nu sunt combatanți, ci veterani de război. Necesitatea elaborării și adoptării unor legi cu privire la veteranii de război, promovarea unor activități de afirmare și sporirea rolului veteranului în societate. Constituirea zilei de 2 martie ca zi de comemorare a eroilor căzuți pentru integritatea teritorială și independența Moldovei. Elaborarea unei distincții de stat unice pentru menționarea tuturor veteranilor războiului din anul 92, revizuirea și schimbarea legitimațiilor veteranilor de război, acordarea unor indemnizații unice, sporirea măsurilor de reabilitare și tratament a veteranilor de război. Chiar de la începutul activității noastre au fost înaintate propunerile de regoare organelor de resort. Au fost organizate și petrecute un șir de conferințe de presă pentru sensibilizarea opinii publice și apărarea intereselor veteranilor noștri. Între primele conferințe a fost conferința de susținere a veteranilor din strada Corăpceanu 1B despre situația veteranilor de război, despre necesitatea organizării și desfășurării unor măsuri educativ patriotice pentru eternizarea faptelor celor căzuți pe câmpul de luptă în anul 92. Astfel, în anul 2002 a fost efectuat primul marș al memoriei. Măsuri similare au fost desfășurate într-un șir de raioane la inițiativa noastră. În câțiva ani, aceste măsuri au devenit tradiționale. Pentru implementarea lor a fost necesar de a depune mai multe eforturi. Urmarea măsurilor întreprinse, noi, în comun, am reușit să ne afermăm în societate și să abordăm problemele stringente cu care se confruntă veteranii războiului din 92. Dacă la început noi mergem la primărie și nu ne primeau și dădeau pe ușa afară, spuneau cine vă trimis acolo, astăzi deja așa la cazuri unice, dacă mai sunt pe undeva. După mai multe dezbateri guvernamentale, parlamentare și civice, în mass media, la 8 mai 2003 a fost adoptată legea numărul 190 cu privire la veterani. La 15 octombrie 2004 a fost adoptată hotărârea de guvern numărul 1146 cu privire la acordarea creditelor preferențiale unor categorii de cetățeni, dar care spre regret și-a stopat activitatea în anul 2008. La 19 noiembrie 2004, la insistența noastră, a fost adoptată hotărârea de guvern numărul 1281
privind modalitatea de atribuire a statutului și a liberării legitimațiilor de veterani de război, care până astăzi nu a fost executată, îndeplinită și nu a fost făcut niciun punct. Hotărârea a fost adoptată, dar nu se vede, nu știu din ce motive, chestii. Cred că o să ne expunem pe parcursul. Pe parcursul la fermiere am demonstrat o poziție civică fermă. Anual s-a petrecut concursul Spătrâi Patriotic, Noi nu dorim război. Această măsură are un aspect nu numai sportiv, dar și o conotație patriotică deosebită. La aceste măsuri au asistat și reprezentanții diferitor organisme internaționale. La inițiativa organizațiilor teritoriale au fost ridicate și inaugurate mai multe monumente, plăci comemorative pentru înveșnicirea memoriei martirilor care s-au jertfit pentru integritatea teritorială și independența Moldovei. La Varnița, Coșnița, Nistorin, Bălți, Drochia, Soroca, Orhei, Pălești, Trășcani, Liova, Băsărabească, Strășeni și în alte localități. Camarazii noștri care, într-un fel sau altul, au nimerit sub sentința judecății, însă motivele infracțiunii care au stat la bază ca consecințe ale războiului au fost luați de către noi la chezășie și urmarea demersurilor noastre au fost grațiați sau amnistiați. Au fost efectuate numeroase demersuri efectiv pozitiv privind admiterea copiilor veteranilor de război la instituțiilor de învățământ din țară și de peste hotare. De asemenea, mai mulți veterani au fost în măsură posibilității angajați la serviciu. Activitatea educativ-patriotică a fost desfășurată în școli, instituții de învățământ, întâlniri cu recruții și militari în termen, măsuri comemorative și sportiv-patriotice, precum și în cadrul emisiunilor și dezbaterilor televizate, radiofonice și articolelor în presă. Concursuri și competiții cu caracter sportiv sau patriotic au fost desfășurate la Cantemir, Glodeni, Soroca, Drochie, Orhei, Bălți, unde astăzi are loc ediția a doua Cupei Eroilor 1991-92. Permanent, Consiliul Național a avut o poziție civică fermă cu luare de atitudine referitor la problemele de interes național, despre ce opinia publică a fost informată prin intermediul mass media. Tot noi, pe 2 martie anul 2002, primii am organizat serviciul divin al ambelor metropolii, a Moldovei Părintele Valeriu și a Basarabiei Părintele Ioan în Piața Mare a Adunării Naționale, unde au fost sfințite și înlumânate drapelele organizațiilor teritoriale ale Uniunii. Cu câte intervenții am solicitat la toată administrația centrală să fie instituită o medalie pentru toți veteranii războiului din anul 1992 și vreau să spun că numai guvernarea actuală ne-a înțeles și de ce a fost constituită la 2 martie, ziua comemorativă a eroilor căzuți pentru independența Moldovei și integritatea ei teritorială. Ziua de 2 martie a fost declarată ca zi însemnată pentru noi ceea ce trebuie să avem atunci. Tot guvernul actual a instituit medalia, crucea comemorativă care va fi înmânată la toți veteranii de război, vreau să spun, va fi mânată, deoarece o parte din veterani încă n-au primit-o. La insistența noastră, cu mai multe dificultăți, au fost înmânate distincții de stat, dar cea mai greutate noi am întâlnit atunci când distincțiile de stat au fost înaintate grupului Ilașcu, Ordinul Republicii, la cei 6 membri, deci s-a trecut o sită prin toate comisiile guvernamentale, ședințe, parlamentare, tot cu mare sânge, dar pe urmă ceilalți au trecut toți cu spisca, cum se face la noi. Pentru consolidarea rândurilor noastre este necesar să ne susținem reciproc, însă migrări au existat tot timpul, de aceea, conform legii numărul 837 cu privire la asociațiile obștești, noi ne-am reconfirmat calitatea de membru al Uniunii prin cereri, astfel s-au produs o verificare a rândurilor noastre. Dacă legea acum, prin articolul 15, ne impune calitatea de membru să fie consemnată, în timpul de 3 ani cât noi am depus eforturi ca să convocăm congres, au fost convocate câteva comisii, câteva termene au fost date și nici de cum nu s-a putut reuși. Anul acesta, la 2 februarie, Consiliul Național a primit decizia ca să convoci Consiliul Național conform statutului cum a arătat și se începe de sus în jos. Deci decizia a fost primită practic unanim, cu opțiunea un vot împotrivă și două abținute.
De ce astăzi se petrece ședința Consiliului? La ședința Congresului. Deci, la momentul când au fost selectați și înaintați delegații pentru Congres, erau circa 3300 de veterani, adică de membri ai Uniunii. La moment, în două săptămâni, au apărut încă cereri, după estimările noastre, la ziua de astăzi avem peste 5500 de cereri ale care sunt membri ai Uniunii Veteranilor de Război. Astăzi noi constituim 41 de organizații teritoriale, nu primare, teritoriale, în 25 de raioane. Cele mai mari organizații fiind constituite în Ialoveni, Orhei, Chișinău și Căușeni. Despre activitatea efectuată anual, se fac dări de seamă în direcția partidei și organizației neguvernamentale a Ministerului Justiției. Eu, personal, mă mândresc că împreună cu dumneavoastră activez în cadrul acestei uniuni, acestei echipe puternice, care a înfruntat toate ajunsurile și neajunsurile, atacurile directe și indirecte. M-am străduit să mă dedic acestei activități și evident că paralel cu succesele atinse am comis și greșeli și erori care au fost comise involuntar, dar pentru care îmi asum responsabilitatea și disponibilitatea de a întreprinde toate măsurile necesare pentru rezolvarea problemelor existente, afirmarea Uniunii în societate, conlucrarea cu organizațiile similare din țară și cele internaționale. Noi am putea astăzi să vorbim mult aici despre succesele noastre. Am vrea mai mult să ne oprim la neajunsuri, să avem o atitudine autocritică, în dezbateri, să arătați la neajunsurile conducerii Uniunii, ca pentru viitor conducerea nouă aleasă să aibă o platformă bună pentru consolidare. Deci astăzi, în cadrul Uniunii, în afară de organizațiile noastre teritoriale, avem încă 7 membri, adică de organizații juridice. Asta e organizația combatantă la Ciocană, organizația de la Ocniță, organizația Burunducii, batalionul numărul 1, batalionul numărul 6, care intră în componența Uniunii ca organizație obștești persoane juridice. De aceea, eu aș dori ca toate succesele noastre să le împărțim împreună, iar toate eșecurile și neajunsurile să-mi le asum mie ca conducător. Și pe parcurs, dacă chiar și am greșit cu cineva, atunci eu îmi cer scuze public. Concluzii și sugestii. Pentru bună funcționare a Uniunii este necesară o atitudine și acordare serioasă referitor la identificarea candidaturii pentru președintele Uniunii. Această candidatură trebuie din rândurile membrilor, de cei care au stat la baza constituirii și consolidării, care au merite, care permanent au fost alături de noi și nu din altă parte. Pentru bună funcționare a Uniunii este necesară o atitudine și abordare serioasă referitor la președintele Uniunii, care va fi capabil să reprezinte Uniunea, să apere interesele, integritatea și independența Uniunii, să nu cadă Uniunea pradă sub niște influențe suspicioase. Alegerea trebuie efectuată pe bază democratică și nici de cum pe emoții sau interese conjuncturale de moment. Miza trebuie pusă pe cei membri care permanent au fost și la bine și la rău, care au merite, care au contribuit esențial, care sunt devotați Uniunii. Pentru informare este necesar pe viitor lansarea unui site al Uniunii Naționale Veteranilor de Război, stabilirea relațiilor cu partenerii noștri internaționali, înaintarea propunerilor pentru modificarea legislației cu privire la veterani, iar Uniunea ca persoană juridică să nu se implice în politică numai fără cu acordul Congresului. Fiecare de noi avem drept, după Constituție, să participăm la și să avem diferite viziuni. Asta e dreptul la fiecare. Însă în cadrul Uniunii, Uniunea trebuie să fie integră și să nu se implice, să respecte statutul său și nimeni are dreptul din numele Uniunii să facă o declarație sau să susțină pe cineva. În baza autorizației 136 din 29.04.2010, eliberat de Direcția de Control Financiar și Revizie Chișinău,
din subordinea Ministerului Finanțelor Republicii Moldova, controlor, revizor principal Verestea Craiesa. A efectuat controlul tematic la Uniunea Veteranilor Războiului pentru Independență, în continuare asociația. În perioada, practic, formării Uniunii din 01-02-2002 până în perioada de 01-01-2010, la solicitarea Procuraturii Generale a Republicii Moldova. Asociația își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul integrat de Ministerul Justiției la 24.04.2001 cu numărul 1773, aprobat de Adunarea Națională a Combatanților din Republica Moldova la 25.03.2001. Persoanele cu funcții de răspundere pentru asemenea documente financiare și activități economico-financiare a asociației au fost aleși Eduard Maican, președintele asociației până în prezent, Valeriu Lapșân, director executiv, din 01.01.2004 până în 25.11.2007. Controlul a fost efectuat în baza documentelor prezentate de președintele asociației. Prin control s-a stabilit revizia activității financiare economice asociației în perioada de 01.07.2001 până în 01.10.2002 a fost efectuată de Direcția Generală Teritorială Chișinău, act din 31.10.2002. În perioada de raport conform hotărârii de guvern, asociația a beneficiat de alocații bugetare în vederea acoperirii cheltuielilor ce țin de desfășurarea acțiunilor organizate în asemenea declanșării conflictului armat de pe Nistru din 2 martie 1992. În sumă, suma totală a fost alocată până în 2010 139.900 lei. În perioada, în anul 2002, a fost alocat din bugetul de stat 30.000 de lei, anul 2003, tot din bugetul de stat, 29.900 lei, 2004 a fost alocat 40.000 de lei din bugetul de stat, în 2006, 32.000, tot din bugetul de stat. Conform deciziei numărul 19-17 din 11 august 2005, Consiliul Raional Soroca a alocat la fondul de rezervă bugetului raional 10.000 de lei. Asociația pentru efectuarea 10 plăci comemorative eroilor căzuți pe câmpul de luptă în 1992. Sursele financiare depuse la contul asociației prin intermediul Trezoreriei Teritoriale Chișinău, dispozițiile de plată trezoreale numărul 1 din 06.03.2002, 25.000 de lei, pot să dau citire ca sumele care au fost scoase. Toate sumele scoase din banc, în suma de 131.900 de lei, practic au fost scoase pentru au fost scoase toate în numerar pentru gestionarea și pentru desfășurarea măsurilor comemorative ce e legat de 2 martie. Tot știm că toate sursele financiare scoase de pe conturi se fac în procesele verbale, care ele sunt toate la Uniunea Veteranilor. Cred că fiecare membru, fiecare președinte de asociații de raioane are tot dreptul să facă o interpelare la Uniune, să verifice toate procesele verbale cu ridicarea banilor. Noi toți știm că sumele multe au fost alocate și în teritorii pentru plăci comemorative, pentru băieții răniți, văduvi, invalizi și așa mai departe. Care mai au întrebări, cred că pe parcurs sunt reține mult. În raionul nostru sunt 87 de veterani ai acestui război. Polițiști, voluntari, medici recrutați și militari. Toți trăim într-o familie frățească. Am ridicat un monument în memoria apărătorilor integrității și independenței Moldovei, unde ne adunăm la datele oficiale. Monumentul a fost ridicat cu suportul Uniunii Veteranilor. La moment dispunem de site sub anvre.org, este site-ul nostru, dar persistă în colectivul nostru o problemă care nu am posibilitate de a o rezolva de ani de zile. Problema noastră constă în următoarele. La momentul organizației noastre sunt la evidență 11 colaboratori ai Spitalului Raional, dintre care 3 posedă legitimații, dar 8 nu.
Când am abordat această problemă către Departamentul Administrativ Militar al Republicii Moldova, mi s-a reproșat că nu cunosc legislația și că acești camarazi, conform convenției internaționale referitor Crucii Roșii, adică medicii, nu sunt veterani, ci participanți, fiindcă dumnealor nu au posedat arme. Bine, dar ce are Crucea Roșie cu medicii specialiști în chirurgia de război care au fost pe câmpul de luptă? Sunt de acord pentru cei care activau în spitale din Căușeni, Chișinău, Orhei, dar cei care erau și ei supuși acelor condiții și acelui risc de a primi un glonț în frunte, ce au fost împreună cu colaboratorii de poliție, cu voluntarii, cei care țineți bine minte cum se avântau în vâltoarea focului pentru a salva viețile omenești, armele lor fiind geantă medicală cu cele necesare pentru salvarea camarazilor. La Departamentul Administrativ Militar al Republicii Moldova mi s-a spus că dacă erau omorâți sau dacă cel puțin răniți, atunci lor li se oferea, ei erau calificați ca veterani. Dacă au scăpat nebătămați, sunt pur și simplu niște participanți, adică căutători de aventuri. Stimați camarazi, îmi pare rău de aceste viziuni a unor demnitari incompetenți care sunt gata să acuze pe cine doriți, numai se privească singur din oglindă. Rog Congresul și conducerea Ministerului Apărării Republicii Moldova să ia de informația și implicarea în soluționarea acestei probleme și sper că în cel mai curând timp dreptatea va predomina și va dispare aceste discriminări. Activitatea Biroului Permanent și a Consiliului Național o să fie satisfăcătoare și urez noi conduceri, o conlucrare și o colaborare eficientă, succese și numai slabe decât acelea care au fost obținute de conducerea precedentă. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Eu vreau să spun că din acei 1460 care la moment avem, în localitățile noastre din satul Ialoveni, și-aș numesc nu multe, din Costești, la moment se numără 163 de camarazi noștri au plecat în lumea veșnică, slășii țărna ușoară și se stimăm și se comodăm 32. În satul Pugoi, nu satul Pugoi, în Malcoci, din 58, 13 au plecat. În Pugoi, din 134, 70. Eu n-am încă toată informația pe satul, pe raionul Ialoveni, fiindcă din zi în zi băieții noștri îi pleacă, că sunt, noi îi bătrânim, dar nu mai bătrânim să ne faci ca să plecăm. Ne faci ca să plecăm acele momente destul de grele care noi le-am trecut. Și nimeni pe noi, dacă noi nu ne vom crede pe noi că ne-a fost greu, nu ne vor înțelege pe noi. De atâta eu am o propunere. Că, în primul rând, noi să ne stimăm unii pe alții și să încercăm să punem un cuvânt, cum au pus-o camarazii și stimăm foarte mult de la Afganistan. Când zic cuvântul Bacea, s-a pus punct la toate sporurile care sunt. Noi împreună, nu cred că arnasem gata, dar trebuie, domnule, să găsim un cuvânt, când apare cuvântul ăsta să fie o stimă pentru noi. În alte chestiuni ce depinde de alte chestiuni. La momentul de astăzi noi avem doi membri ai Guvernului, domnul ministru de interne și domnul ministru al apărării. Eu vreau față de toată organizația noastră Veteran Război să vă transmit ca să transmită în Guvern așa cuvinte. Dacă luăm legea cuvinte la veterani, articolul 14 alineatul 1 litera D, unde permite ca veteranii de război să călătorească pe tot teritoriul Republicii Moldova gratis. Eu am înaintat la Procuratura Generală așa un demers. Să mi se spuie ce înseamnă călătorie gratuită cu transport în comun. Legea e la mine de față, acum o ridic. Nici un răspuns. Toți au dat la Ministerul de astea și nu avem răspunsul. De atâta prelungesc mai departe. De către organele de poliție de raionul din municipiul Chișinău, nu-i treci 3-4 zile că eu sunt implicat în unele chestiuni, că eu ne-am pus așa o chestie.
Nu voi plăti nimănui atâta timp când legea ne dă dreptul. Axăm de multe ori 902, la 902 încep să-i vorbească doamnei acelui care a dispecerat că eu n-am drept să mă tălpat. Eu am spus așa, Doamne, prezintă-te cine ești, eu termin. Prezintă-te cine ești, pentru că mai departe eu voi în știința ministrului interne că mă tare încalce regulamentul cu privire la datele astea. Dar eu nu asta am vrut să spun. Dar spun aceea că articolul 4, litera D, spune că veteranii de război au drept gratuite cu excepție taximetrilor. Taximetrul, în definiția regulamentului privire la pasageri, spune că este aparat de casă și alte chestiuni, care e cu memorie fiscală. Eu vreau să spun ideea că domnii miniștri să ceară de la răspunzătorii de perfectarea legislației privind la veterani, încă o dată să o precautăm, să o aducem în concordanță cu toate actele normative. Eu asta ideea am vrut să o aduc ca dumneavoastră să mă înțelegeți. Ce depinde de alte chestiuni? Eu termin, nu vreau să zic. Ce depinde de alte chestiuni? Eu s-o cot că în organizația noastră din raionul Ioveni avem în fiecare localitate organizație primară. În fiecare localitate avem consiliu organizat. În fiecare localitate avem comisii de cenzură și alte chestiuni. Noi suntem o organizație activă, lucrăm cu organizația din centru. Domnul Maican, mă tem că îi suna de noi și de mine, de Otaru și de Duceanu și toți președinții de sute de ori, termin. De atâta eu și vreau să spun. E bine că ne-am întâlnit astăzi la congres, e clar că vremea e puțină, că noi vrem trebuie să ne spunem arestia. Eu s-o cot că astăzi noi vom alege nouă conducere și doresc ca noi conducere, care noi vom alege, dacă noi vom mai departe, să lucrăm, să ne apărăm drepturile noastre, că de atâta ne-am unit în organizație oștească, în primul rând pentru a ne apăra drepturile noastre și a ajuta organelor publice, centrale și locale de a duce în viață mulți probleme. Poți vorbi, dar timpul așa e, eu nu mă spun, am primit. În primul rând vreau să felicit organizatorii care sunt aici de la Băș, domnul Iurie Neghină, care ne-a oferit această posibilitate să ne întâlnim astăzi aici la Bălți și vreau să spun următoarele. Eu sunt unul din dumneavoastră, sunt în calitate de veteran de război, vin de la Soroca cu echipa de la Soroca, care suntem peste 800 de veterani de război și toate cele sarcini puse de Uniunea Națională a Veteranilor de Război, noi le-am îndeplinit la Soroca, plăci comemorative, familiile celor decedați pe câmpul de luptă în grija Uniunii Veteranilor de Război și acest lucru ne face ca noi, autoritatea veteranilor de război, să o menținem la nivelul cuvenit. Altă posibilitate de a ne întruni, eu văd în cadrul Uniunii Naționale Veteranilor de Război o uniune sănătoasă, o uniune reală, o uniune oportună de a rezolva multe probleme a veteranilor de război și aici vreau să mai menționez, fiindcă am fost și martorul la toate evenimentele parcurgerii a noastră, a fiecărui din noi, implicarea noastră directă pentru a soluționa unele sau altele probleme. Uniunea Națională cu adevărat a trecut pe o perioadă uneori bună, uneori așa autocritic, cum s-a menționat poziția și domnul președinte Maican, fiindcă noi am văzut că ne-am stăruit întotdeauna să fim împreună, să fim o unitate, fără a implica politicul, fără a implica interesele de grup, fără a implica interesele economice, dar vreau să spun că noi am trecut toate aceste momente triste pentru Uniune, fiindcă noi trebuie să ne dezvoltăm mult mai rapid, dar rapiditatea respectivă puțin și ne-a frânat în multe alte acțiuni. Vreau să spun că acest lucru ne-a făcut ca noi astăzi să trecem peste toate aceste bariere, noi am reușit acest lucru și consider că de astăzi înainte noi avem de a ne consolida și într-adevăr de a munci pentru viitorul
care ne așteaptă, nu cam bun pentru fiecare de noi. Noi înțelegem că zi de zi devenim mai slabi în a rezolva unele probleme, sănătatea uneori nu ne permite, dar în cadrul Uniunii, în cadrul familiei veteranilor de război, noi o să menținem această situație și grija fiecăruia din noi și totodată pentru cei care mai triști ca noi, care nu au putut să deplaseze, care stau la pat țintuiți, fiindcă cunoaștem aceste triste, cu părere de rău, dar reală situație care o avem zi de zi. În calitate de deputat, în Parlamentul Republicii Moldova, atunci când este vorba despre veterani de război, niciodată nu am stat pe scaun fără ca să mă scolt și să îmi expun poziția în ceea ce ține legea cu privire la veteranii de război. Am fost cei care am promovat întotdeauna acele idei bune și am fost atunci în cadrul Consiliului când am spus că inițiativele trebuie să provină de la noi. Eu trebuie să am o susținere atunci când înaintez o inițiativă legislativă venită de la veteranii de război pentru ca ea să fie auzită. S-au făcut multe lucruri pe perioadă scurtă. Ultima inițiativă pe care o am înregistrată în plenul Parlamentului, deja a trecut toate procedurile parlamentare, acum este la guvern. Vreau să vă spun, inițiativa vine pentru a susține acele familii, părinții celor care, acei care și-au pierdut băieții pe câmpul de luptă în 1992. Este vorba de acei care au fost decorați cu Ordinul Ștefan cel Mare post-mortem, ca părinților să primească acele 500 de lei la pensia bine meritată. Fiindcă este o neechitate în ceea ce avem noi astăzi în legislație, acei băieți care sunt decorați cu Ordinul Ștefan cel Mare primesc acele 500 de lei, dar cei care post-mortem și părinții care sunt tot, nu sunt mulți, dar sunt cei care deja merită acest lucru, atenția din partea statului. Vreau să vă spun, în discuția cu primul ministru și la guvern, domnul Filat a acceptat această propunere. Cred că până la 2 martie acest proiect, inițiativă legislativă, va fi votată și în Parlamentul Republicii Moldova, va fi susținută de întreg plen și este un moment care, practic, noi trebuie să începem de la cei mai triști ca noi, ca mai pe urmă să revenim și la multe alte probleme cu care noi ne confruntăm zi de zi. Avem probleme, avem probleme, avem probleme, stimați prieteni, fiindcă le cunosc din interior, le cunosc fiindcă trăiesc și retrăiesc cu toate evenimentele, momentele și cu toată viața pe care o are Uniunea. Ce se ține de conducerea Uniunii Naționale Veteranilor de Război, și dumneavoastră ați fost martori atunci când am văzut toată acea ponegreală, nu de fel urâtă pentru noi ca veteranii de război, fiindcă am făcut-o tot noi, tot unii din ai noștri veterani de război, conștient, inconștient, impuși ca să bată în Uniunea Națională de a se confirma. Eu vreau să vă încredințez că din activitatea pe care se urmărește pe întreaga țară a Uniunii Veteranilor de Război, sunt grupuri foarte mici, grupe meschine, le-aș spune, dar îmi pare rău să spun acest lucru, fiindcă sunt tot ai noștri veterani de război, dar dinși într-o mod oarecare dezbină lucru constructiv zi de zi care trebuie să muncim fiecare din noi. Și acest lucru o să ne vizeze iarăși pe noi. De aceea noi trebuie să fim o unitate, trebuie să nu admitem alte implicări în cadrul activității veteranilor de război. Eu sunt ferm convins că domnul Maican și dumneavoastră ați văzut acest lucru, nu s-a implicat direct în a susține o formațiune, de a susține o altă mișcare. Eu sunt bucuros atunci când Uniunea Veteranilor Război are posibilitatea ca să aibă acel șans, ca să avem reprezentanți în guvern, să avem reprezentanți în Parlamentul Republicii Moldova, în alte instituții ale statului, ca noștri veterani de război să se regăsească acolo pentru a apela atunci când este nevoie și de a interveni cu un ajutor. Am fost întotdeauna receptiv, sunt receptiv în continuare, nu obosesc niciodată să ridic telefonul de a vă răspunde și totodată cu foarte mulți veterani de război am posibilitatea
posibilitatea să ne întâlnim și să rezolvăm multe, multe probleme care sunt zi de zi și acele probleme cotidiene cu care noi ne confruntăm. Eu doresc ca nouă conducere să poată inspira încrederea în fiecare de noi, luați în parte, ca noi acest lucru să ne se reușească. Eu sunt și vreau să mulțumesc domnului Macan pentru activitatea efectuată. Eu merg prin Republică, prin oraș, sate, localități, pe dezastru care este și sunt întrebat. Domn general, domnilor camarazi, stimată Uniune, veterani, unii sunteți voi și de ce nu vă spuneți cuvântul în situația de astăzi? De ce noi rămânem în urma trenului și nu putem spune așa cu pumnul în masă, de ce în 92 noi am trebuit și am putut să o facem, iar acum tăcem. Și știți, am mi greu să răspund la aceste întrebări, de ce eu am la dumneavoastră rugăminte. Societatea civilă are nevoie de un pilon de susținere. Și eu socot că Uniunea noastră poate să fie anume acel stâlp care să-și arete puterea, voința de a schimba o situație ori alta. La noi, în rândurile noastre, sunt specialiști de care vreți. Au lucrat în toate structurile statului. Posedă o practică enormă și, desigur, informație ce se întâmplă. Dar noi, cu părere de rău, această informație nu o aducem la guvern, nu cerem ca ea să se rezolve și rămânem din urma trenului. Eu când văd că pe noi ne fac proști și ni socot, nici de cum, adică medierii societatea civilă, care suntem și noi membri, și ne spun niște gogonate pe ecranul televizorului, unii reprezentanți a partidului și a partidelor, știți, mă doare inima. Noi plângem că noi n-am primit indemnizațiile acestea noastre, n-am primit creditele. Măi, oameni buni, cum s-a putut așa să facă în statul ăsta ca 1.400.000.000 de lei să se dăie așa, în loc să ne dăie nou credit? De ce acele încă bănci care au fost prin atacul Raider, lipsite încă de 2 miliarde, tot nu s-au vorbit și nu se spune. De ce noi nu spunem? De ce? Noi ne plângem că nu avem cu ce merge în transport. E drept. Pentru că noi nu se socot. Și știți de ce? Am să vă spun. Îmi spune un fost colonel de-al nostru că de la stațiile auto care sunt în Republică, lunar se extrage 300.000 de euro. Se fură. În afară de asta, merg mai altă ieri în troleibus, ni se jălui conductorul, o știu. Că de două ori pe zi, în troleibus vine și sustrag banii. Banii real, cash. Cum se poate așa ceva în societatea noastră? Și noi, pe urmă, vrem să mergem în transport gratis. Și banii aceștia care se sustrag nu merg prin casă. Se duc undeva. Și multe, multe alte probleme. Eu nu mai zic de ce se face în țară cu economia, ce se face cu agricultura, cu țara și așa mai departe. Unde noi trăim. De aceea eu vă propun de la congresul acesta, de astăzi, cuvântul nostru să fie întotdeauna ascultat de guvern și dacă trebuie să punem umărul să-l ajutăm, să hotărască unele probleme. Cu ajutorul nostru, dacă trebuiește. Ori dacă... altceva. Deci, stimați colegi, știți, eu nu vreau să spun că vreau să rup cămașa pe mine și să merg. Dar eu nu pot răbda de acum. Vă spun cinstit. În măsura posibilității ce pot fac, dar asta e puțin. Noi trebuie să o facem. Noi împreună. Și este ultima, că noi singuri pe sine nu putem să ne ajutăm, nu putem să ne păzim de cineva și de ceva. Da, avem colegul care trebuia să vorbească acasă, aici.
N-are de lucru. A vrut să taxuiască undeva acolo și pe dânsul l-au alungat. Că noi avem acolo loc. Noi să-i spunem, băi băieți, ai venit să faci, sunteți toți colegii noștri, foști polițiști, foști chiar și șef de poliție. De ce n-au ajutat pe omul ăsta? De ce noi, cei care am purtat epoleți, ori am luptat alături, nu putem să ajutăm unul pe altul? De ce chiar nu facem cum au făcut rușii și ucrainenii? Au făcut structuri economice, nu le-au trimit politică. Cu toate că noi, fiind în societate și având Uniunea noastră, de-aia nu suntem politici. N-avem încotro, așa este. Și când nou ne spun că nu putem să participăm undeva, eu supot că este posibilitatea ca fiecare din noi să-și pui părerea să-și aducă umărul acolo unde trebuiește. Nu am în vedere de Uniune. De ce eu supot că cum au făcut alți camarazi în alte țări, am putea și noi să facem. Mai ales că vreau să vă spun, au fost aici și americani, au fost și din Europa, din țările acestea, veterani. De anul trecut noi putem să participăm și să intrăm în toate uniunile acestea internaționale, de unde am putea capăta și ajutor de la ei. Avem o grămăzie din colegii noștri care trăiesc după graniță. S-ar putea să-i organizăm și pe ei în uniune, ca să putem, la urma urmei, dacă nu noi, să ne ajute pe noi. Noi să ne ducem acolo ca ei, să ne iei la dânși. E și multe altele. Eu de aceea propun ca Consiliul următor, care ar fi, uite așa, din toate ce aveți dumneavoastră propuneri, să se grămădească într-un centru unic și noi această materie să o valorificăm prin incinta președintelui, conducerea Uniunii. Ca să putem da răspuns la fiecare din noi. Facem ori nu facem. Suntem în stare ori nu suntem în stare. Vă mulțumesc. Și socot lucrul Uniunii pozitiv. După o perioadă atât de lungă, cum s-a afirmat astăzi domnul președinte și domnul Anato, după o perioadă de 12 ani, în sfârșit, am fost chiar persoana care m-a fost cu inițiativă, deoarece motivul a fost ca să ne spălăm cât de cât de unele probleme, că întotdeauna nu trecem congresul și nu abordăm acele probleme care trebuie să le abordăm. Fraților, eu reprezint municipiul Chișinău, nu vreau să intru în istorie cum ea s-a fondat, dar foarte greu, foarte greu, că facem adunări și prin unele întreprinderi care ne interzăceau. Nu este asta problema. E regretat de fapt că în 92, mai bine zis 91-92, așa a fost situația că noi am fost pus în situația că trebuie să ne apărăm independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Și un paradoxal că după 20 de ani noi suntem puși în situații de acum să ne apărăm drepturile noastre care ne aparțin pe bună dreptate. E un paradox. Eu o să fiu suficient. Multe lucruri s-au făcut și lucruri bune, nu până la sfârșit. Domnul președinte și-o cerut scuze, eu admit și scuzele, domnul președinte, dar eu cred că odată ce camarazii împuternășești pe cineva, trebuie mai târzi, mai cu dinți, mai cu, eu știu, cu mai putere, dacă doriți. Cu regret, la noi, veteranii de război consideră, nu toți, că dacă s-a ales cineva din președinte, el trebuie ca să îi hotărească careva probleme. Fraților, noi suntem toți la un nivel. Și orice problemă depinde de noi personal. Când este vorba că se hotărăm o întrebare, cum spune domnul general, trebuie să fim mai fieri, mai dințoși, mai cu caracter și noi putem hotărâ întrebări. Chiar aceeași întrebare care au fost credite preferențiale, chiar aceeași întrebare cu legea cu privire la veterani, care noi n-am avut-o, tot făcut din inițiativa noastră. Noi, au fost momente când la 2 martie nu putem să petrecem ziua de comemorare. În sfârșit s-a hotărât și această întrebare. Însă este un
un lucru care chiar mi-a plăcut. Când le spun, fraților, hai să ne unim, să le ducem și hotărâm întrebarea. Eu n-am când, dumitale, du-te, noi venim pe urmă. Sau îi spun, hai să venim la 2 martie. Îmi pun întrebarea, dar nouă să ne dăi ceva acolo. Îmi pare rău să constat lucrurile astea, dar nu-i bine, nu-i bine. Deci eu vin cu propunerea ca acea strategie care va fi elaborată pe parcurs cu noi membri consfințând prin cerere, prin semnături, să elaborăm alt strategie, alt program concret, pe puncte, pe termeni, ca să fie îndeplinite și până la urmă aduse la cunoștința camarazilor de arme. Și în sfârșit, sunt multe inițiative, acum este constituită Comisia Guvernamentală cu privire la schimbarea legitimației de veterani. Noi la moment avem undeva peste 30.000 de veterani. Eu vă asigur că dacă se va face rectificare sau o evaluare a tuturor legitimațiilor, undeva vreo 10.000 o să decadă. Mai departe. Este necesitate, iară din nou, îmi pare rău, chiar alaltă ieri am pus întrebare la ședința Comisiei Guvernamentale. De făcut o rectificare sau o revaluare sau o modificare a legii cu privire la veterani. Deoarece în 92 a fost elaborată, s-au adoptat o hotărâre de guvern numărul 520 și practic din această hotărâre dacă au rămas 10%, restul tot e redus.